20 de tinere talente s-au bătut pentru titlul de cea mai bună voce în cadrul unui concurs organizat de WinMarkt. Vineri, în finală, rămăseseră 6 soliști și trupe care au dat tot ce aveau mai bun. WinMarkt Music Fever Contest a ajuns la final. Cele mai bune 6 voci s-au prezentat în fața juriului și a publicului pentru a arăta că vocea lor este cea mai bună și este cea care contează. Ne bucurăm că după concursul de dans, WinMarkt Dance Contest, chiar cu puțin timp în urmă, am putut oferi șansa și celor care au o voce deosebită să-și poată face cunoscut talentul. După ce concurenții au arătat de ce sunt în stare, juriul, format din 2 profesori de muzică și un producător, s-a retras pentru a desemna câștigătorii. Au fost oferite 3 premii cuprinse între 300 și 1000 de lei, plus un premiu de popularitate, surpriză. De la începutul concursului și până acum a fost dificil să jurizați cei 20 de participanți? Și dificil și în același timp foarte interesant, pentru că nivelul lor a fost foarte ridicat. Foarte ridicat, ne-a făcut o deosebită plăcere, am avut surprize plăcute și sperăm noi, deocamdată nu avem voie să divulgăm, că suntem și în asentimentul publicului care a fost, ați văzut, foarte numeros. Cum au fost cei 6 finaliști? Foarte buni, extrem de buni. Am văzut pe toată durata concursului că au evoluat începând de la preselecție, semifinală, respectiv final. Extraordinar au fost. A fost o decizie grea? Nu. Ce ne poți spune despre premiul pentru popularitate? Premiul pentru popularitate, nu pot să spun cui să-i acordă, dar voi avea de gând să ajut pe cineva să ridice puțin Ploieștiul, pentru că la noi sunt foarte mulți artiști buni și încet începe să sclipească. Dacă stau să mă gândesc în comparație cu București sau altă zonă, mulți artiști sunt din Ploiești. Deci, categoric, le știm potențialul și, cum ați văzut, sunt foarte buni artiști în devenire, bineînțeles, toți au un început. Premiul special a fost acordat unui tânăr care a impresionat publicul cu stilul său nonconformist. Totuși, pe cât de carismatic a fost pe scenă, pe atât de modest este retoric în viața de zi cu zi. A fost o competiție între prieteni, pentru că suntem în Ploiești și Ploieștiul e foarte restrâns ca și grupuri de oameni și mai toți ne cunoaștem și a fost o chestie foarte ok să particip cu alții pe care deja îi cunoșteam. Și a fost o colaborare, într-un fel, mai mult decât un concurs. A fost o comuniune, o comunitate întreagă care a produs chestia asta. Și s-a desfășurat, a fost un concurs extraordinar. Putem vorbi despre un vis împlinit în cazul tău? Da, despre începerea unui vis împlinit. Concurenții se cunoșteau bine între ei, fair play-ul a fost la el acasă, iar toată lumea a fost mulțumită. Suntem foarte mulțumiți și încercăm să progresăm din ce în ce mai bine. Se putea și mai bine. Da. Întotdeauna se poate și mai bine, dați seama. A fost o competiție grea? Da, a fost foarte grea. Dar, în final, nu a mai fost așa grea. Piața muzicală este una supraîncărcată. Cu toate acestea, concursul organizat de WinMarkt le-a inspirat încredere tinerelor talente din Ploiești. Aceștia speră că în timp își vor face loc printre numele mari din showbiz. Sunt foarte mulțumit de rezultat. Eu zic că e tot ce trebuia în seara aceasta. Am dat tot ce mai bun și în continuare zic că e cel mai bine. Ce planuri de viitor ai? Planurile mele de viitor? Păi vreau să ajung în orice caz cât mai sus și vreau să ajung pe piața muzicală pentru că e, într-adevăr, e atât de plină, dar e loc și pentru mine, nu? Stăvre și Alecu sunt 2 băieți care au fost de departe cei mai buni concurenți.